Din cauza neglijenței unor cetățeni, Direcția Generală de Evidență a Persoanei se confruntă cu un record nedorit. Peste 7500 de persoane au cărți de identitate expirate sau nu dețin un asemenea document. La nivel de municipiu, lucrurile nu stau departe. 3000 de așa zis restanțieri, din care 700, fac parte din categoria tinerilor între 14 și 18 ani. Pe numele acestora, din urmă, nu s-a emis încă un document de acest fel. La sfârșitul acestei săptămâni, Direcția Județeană de Evidență a Persoanei Giurgiu stă la dispoziția celor interesați cu un program prelungit, lucrând în zilele de 8 și 9 decembrie. În zilele de 8 și 9, la nivelul direcției și la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, programul de lucru este următorul. În ziua de 8 a 12-a, programul de lucru este cuprins între orele 8 și 16, iar în ziua de 9, în ziua alegerilor, programul va fi de la ora 8 dimineață la ora 21. Intrarea în legalitate a persoanelor ce au probleme cu actele de identitate le permite acestora atât accesul la urne, cât și evitarea unor eventuale probleme cu oamenii legii, căci se știe, unde-i lege, nu-i tocmeală.